Deja toată lumea știe că în Cluj sunt cele mai scumpe imobiliare din țară, dar v-ați întrebat vreodată care apartamente se vând mai bine, cele în blocuri noi sau cele în blocuri vechi? Consultanții imobiliari spun la unison că apartamentele se vând oriunde ar fi situate, dar există cartiere unde apartamentele în blocuri vechi se vând mai bine și mai scump decât cele situate în clădiri noi. Cartierul Zorilor este un astfel de exemplu. În partea de Zorilor sunt un pic mai retrase, mai înspre sus, mai în sus, mai înspre Feleac, și de asta tendința blocurilor vechi în partea de Zorilor este să fie mult mai mare, adică cel puțin 200-300 de euro pe metru pătrat este diferența. Concret, haideți să vedem care sunt diferențele de prețuri pentru un apartament cu două camere situat într-un bloc vechi versus unul dintr-un bloc nou. Două camere, 50 de metri pătrați cam în standardul, vorbim de, dacă e și mobilat, utilat, la un etaj intermediar, între 90.000 și 100.000, ceea ce sunt oferte și astea sunt foarte rare. În partea de mai periferică a Zorilor, unde sunt blocurile noi, două camere, 50 de metri pătrați, deja găsim la un 70.000 de euro. 70-75.000 de euro. Deci diferența e destul de mare. Asta se referă doar la zona de Zorilor. În zona centrală, prețurile explodează, spun specialiștii în imobiliare. Mai ales că aici blocurile noi sunt aproape inexistente. La zona centrală, prețurile sunt cele mai mari, blocurile vechi sunt iar foarte, foarte scumpe și blocurile noi, din cauza faptului că sunt aproape inexistente, nu sunt și de aceea prețurile tind să fie cam acolo ambele. Care sunt prețurile pentru zona centrală? De exemplu, tot așa, un apartament cu două camere. Un apartament cu două camere, 50 de metri, minim 100.000 de euro. Deci medie 2.000 de euro pe metru pătrat. În cartierele Mărăști, Gheorgheni, Bună Ziua sau Iris, situația se schimbă. Aici sunt la mare căutare apartamentele în construcții noi. E de la sine înțeles că și prețurile de vânzare sunt mai mari la apartamentele noi decât la cele vechi. Depinde pentru ce se cumpără apartamentul respectiv. Dacă se cumpără pentru partea investițională, să zicem, preferă blocurile noi. Dacă se cumpără pentru locuință proprie, doresc o zonă cât mai apropiată față de puncte de interes, să zicem, din anumite cartiere. Nu știu, eventual zona de Mărăși, Piața Mărăși, zona de Gheorgheni, tot ce înseamnă Iulius Mall, partea de Titulescu, spre exemplu. Prețurile apartamentelor sunt destul de mari, indiferent că este bloc nou sau bloc vechi. Vorbim de la prețuri începând de la, nu știu, 1400 de euro pe metru pătrat într-un bloc nou la stadiu de semifinisat, până poate chiar 2000 de euro pe metru pătrat. În concluzie, specialiștii susțin că prețurile apartamentelor în construcții vechi se mențin extrem de ridicate pentru că aceste clădiri au o poziționare foarte bună în oraș, spre deosebire de construcțiile noi care sunt situate în extensia orașului, iar consecința este un preț ușor mai mic.